vă spun bună dimineața de pe bicicletă. Astăzi am pornit cu amicii mei Ovidiu și Emil din Azuga pe un traseu făcut din ochi pe hartă la propriu. Și cum vă spuneam, am pornit din Azuga, am intrat în pădure și mergem pe sub vârfurile Ștevia Neamțului și o ținem pe acest drum până la intersecția cu poteca care duce la refugiul Rătevoi. Iar de acolo să vedem, urcăm cât putem, coborâm spre Predeluț, mergem spre Valea Doftanei și urcăm spre Urjogoia și vom coborâ din nou spre Azuga. Poate modificăm pe traseu în funcție de dificultatea lui. Suntem la 1300 de metri altitudine. Da. Nu ne întrebați cum am ajuns aici. Am împins la bicicletă 200 de metri diferență de nivel. Drumul forestier era praf de la utilajele de tăia lemne. A trebuit să modificăm puțin, să ieșim într-o altă potecă. Suntem aici vecin cu ursul, pe lângă burlogul lui. Încă nu s-a trezit că e weekend. A petrecut azi noapte. A pădurea arată foarte fain. Superb. Forță, bă, Emile, ești! N-abia duce electrică. Iată, în dreapta. Aproape în creastă. Încă puțin până la vârful turcului, care are aproape 1850 de metri, dacă nu mă înșel. Uite ce frumos se vede aici. Vârful turc în față, 1833. Foarte solicitat în traseu. Am urcat 1000 de metri până aici, diferență de nivel. Am impresia că am fost pe Himalaya, în Everest, nu mai pot. S-am terminat. Noroc că adie puțin vântul. Am împins mult de tot la bicicletă. Prin Smeuriș, toate buruienile le-am luat la rând.
Mamă, ce bolovan stă aici. Bandă galbenă e asta. Băi, ce puțin mai aveam. Deci pedalele astea au ceva, mi-ar alunecă tare. Cred că am obosit. N-am cum, că dau malul ăsta de cu. Ura! Vârful Turcu, frate. Bine, Emil. Rupe-o. Piatra Mare în față, Postăvarul în stânga, Bucegi, Emil, Paltinu, și aici avem Ciucaș.
Văd fumeamță în față. Vreo 1900 de metri are.
Ai, ce frumos e aici. Superb. Verificăm acum. Verificăm. Urât în Predeluț, am mers câțiva kilometri și am făcut dreapta. Acest drum urcă din nou în creastă la lacul Orjogoaia. Sunt 7 kilometri până acolo și 700 de metri diferența de nivel. În momentul ăsta trebuie să trag de baterii cât pot de tare. Frumoasă e. Stau pe mijloc. Dați-i pe unde vreți. Cam ieșit în creastă. Altă lume aici. Sănătate! Ar prinde mai! Thank you.
Asta vine din Neamțu. Am scos asistența. Sigur nu mi-ajunge bateria. Dacă mai stau pe electric. Și la Corjovoaia față. Foarte solicitantă tura de astăzi. Aproape 70 de kilometri o să iasă într-un final și spre 2000 de metri diferența de nivel. Prin urmare, nu voi urca tracul GPX pentru că nu vă recomand. Nu vreau să mă înjure nimeni. Mai sunt încă vreo 14 km până în Azuga.
gata și tura asta. 69,52 de kilometri și 2131 de metri diferența de nivel. Cum îmi bănuiam mai devreme când eram pe traseu. Deci nu vă recomand decât dacă vreți să scoateți tot ce puteți din voi. Da. În fine. Până data viitoare vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu toții pe munte.